Aș vrea să fac acum o glumă dată dracului, dar mi-e tare teamă că templul satanist mă va da în judecată. Mă, de la ce mă refer? Păi hai să vedem ce s-a întâmplat cu Netflix și Warner Brothers. Salutare, creativ, și bine ați venit la un nou episod de Studiu de Caz. Acum, mare drăcovenii în detaliile astea pe proprietate intelectuală. O asemenea problemă, cât timp navigau pe râul Styx, s-a întâlnit de la Netflix. Da, știu, am rimat acolo, dar e ok. La ce mă refer? Acum un an și jumătate spre 2 ani, cei de la Netflix împreună cu Warner Brothers Entertainment au lansat un serial care se numește The Chilling Adventures of Sabrina the Teenage Witch. Sau ceva în genul ăsta, nu spunem exact numele ca să nu facem reclamă ascunsă. Într-una dintre scene apărea o anumită statuie. La scurtă vreme după ce a fost dată pe Netflix emisiunea respectivă, bam! Ca din focurile Ghienei, apăr de nicăieri cea de chemare judecată. Și cine a introdus-o? Ei, măi drăcie, a fost chiar templul satanist din Statele Unite. Dar de ce? Templul satanist a invocat faptul că drepturile de proprietate intelectuală i-au fost încălcate. Mai exact, avem aici scena din film, iar aici avem statuia care aparținea templului. Seamănă foarte mult cele două, nu-i așa? Asta au spus și sataniștii noștri îndrăgiți. Acum nu-i poți învinovăți pe săracii oameni, pentru că până la urmă cu toții suntem egali în fața legii, inclusiv diabolicii de Warner Brothers. Da, trecem peste. Ei bine, acolo este vorba că s-au încălcat drepturile de autor aparținând sculptorului care ulterior le-a cedat către templul satanist. Au fost drepturile de model industrial aferente statui înregistrate de către templul satanist și, dacă nu mă înșel, chiar marca. Or, acum probabil vă spuneți, aia, domne, cine ia în seamă pe toți ăștia cu dracovenii și alte cuvinte similare? Se pare că echipa de legal de la Netflix și Warner Brothers, pentru că în cele din urmă, pentru a evita un posibil litigiu, au fost de acord pentru o tranzacție extrajudiciară de nu mai mult și nu mai puțin de 150 de milioane de dolari. Nu numai atâta, de la scurtă vreme după, au șters complet scenele respective din acel episod. Asta. Aveți grijă ce faceți sau dracu vă ia. Până la episodul următor în care studiem un nou caz, zi faină!